Administratorul rezervației Tâmpa a pregătit o serie de surprize turiștilor care vizitează în această primăvară muntele Tâmpa, una dintre acestea fiind scrumiere portabile, ce le vor fi distribuite pentru a nu mai arunca țigări în natură. Rangerul rezervației Tâmpa, Viorel Mihai, a precizat că din această primăvară vor fi demarate o serie de acțiuni de conștientizare, prin care turiștii vor fi informați despre traseele turistice și starea acestora și vor fi sfătuiți cum să se comporte pe munte. Totodată, el a menționat că în această perioadă continuă pregătirile de primăvară, care au început în urmă cu 2 săptămâni, cu reamenajarea terasei Belvedere de la literele Brașov și a continuat miercuri cu înlocuirea drapelului, care a fost deteriorat de ultimele furtuni.